votează Ținutul Mănăstirilor la categoria tărâmuri cu istorie și tradiție. Pentru aceasta este necesar să se voteze în cel puțin trei categorii. Și dacă iubiți Bucovina, mai pot fi votate Cetatea de Scauna Sucevei la categoria Atracții culturale Educative și Țara Dornelor la categoria Comori Naturale, a transmis Nicolai Barbă, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava. El a spus că la finalul operațiunilor trebuie apăsat confirmă votul pentru a-l registra. Era apoi trebuie introdus adresa de e-mail și este necesară apăsarea butonului Trimite votul. Cei care votează trebuie să intre apoi pe contul de e-mail înregistrat pentru apăsarea linkului Confirmare vot din e-mailul primit, după care se primește un e-mail nou cu votul a fost confirmat.